Bună ziua, numele meu este Camelia Cavadia și sunt autoarea romanelor Vina, Măștile Fricii și Purgatoriul Îngerilor. Sunt de asemenea și mama unei fete, Andreea. Alătur numele fiicei mele de cel al cărților pentru că, într-un fel, mă simt și mama lor. Scriind, petrecând atât de mult timp în compania unor personaje care uneori țin locul oamenilor în viața de zi cu zi, ajuns să le îndrăgești atât de mult încât le simți ca făcând parte din familie. De obicei, mi-e foarte greu să vorbesc despre cărțile mele pentru că nu vreau sub nicio formă să las impresia că mă laud. Dar odată editorul meu mi-a spus că e firesc să vorbesc despre ele pentru că ele sunt, de fapt, o parte importantă din ceea ce sunt eu. Și adevărul acesta este. Cărțile sunt poate tot ceea ce am eu mai bun. Toate lucrurile pe care nu le pot spune în viața de zi cu zi sunt strânse acolo. Toate lucrurile pe care nu le pot face în realitate, le pot face aici. În cărți sunt eu fără niciun fel de mască. Știu că poate părea ciudat ca tocmai eu care am scris o carte despre măști să spun asta, dar asta este realitatea. Cărțile mele pornesc de la poveștile pe care le aud, le văd, le simt. Sunt povești cu care m-am intersectat vreodată sau pe care le-am auzit și mi-au rămas în minte. Toate au la bază și toate pornesc într-un fel de la fapte petrecute în realitate, de la personaje care au existat, dar niciuna dintre ele nu este copia fidelă a cuiva sau a ceva ce s-a întâmplat de la cap la coadă. Aș putea spune de fapt că în cărțile mele suntem noi oamenii cu bune și cu rele. Vina este romanul meu de debut. Este romanul căruia de fapt îi datorez totul. Cu el a început povestea mea și chiar dacă sunt sigură că acum l-aș reciti, mi-ar sări în ochi diverse stângăcii. Cu toate astea îl voi iubi întotdeauna, pentru că mereu îl voi asocia cu primii mei cititori, cu primele mele emoții ca scriitoare. Aveam 45 de ani, atât aveam în momentul în care a apărut această carte, iar Vina mi-a revigorat întreaga viață și m-a făcut să mă simt pentru prima oară completă, ca și când abia atunci, la acea vârstă, aș fi ieșit cumva la suprafață cu totul, cu tot ceea ce sunt eu. Încă de la apariție, acest roman mi-a adus niște satisfacții uriașe. A fost și romanul cu care am câștigat voturile cititorilor la Festivalul Internațional de Literatură de la Chambéry în Franța. Datorită lui am putut să particip la acest festival. Iar asta a făcut să mă simt pur și simplu ca o cenușăreasă a cărei viață s-a transformat peste noapte într-o poveste. A fost uluitor tot ceea ce am trăit acolo, pentru că de obicei la 45 de ani oamenii merg din inerție pe un drum bătătorit, nu mai au foarte multe planuri mărețe, dar cumva faptul că eu am încercat marea cu degetul și am hotărât să-mi urmez visul ăsta de a deveni scriitoare, cred că a fost una dintre cele mai mari realizări ale vieții mele. Romanul cel mai iubit însă al meu este Măștile Fricii. Este un roman care, deși a apărut în urmă cu 4 ani, el continuă să fie pe blogurile cititorilor, o găsesc tot timpul cartea pe Facebook, pe Instagram, în recomandări. Nici nu vă puteți imagina bucuria pe care o simt de fiecare dată când văd că se vorbește despre ea, că cineva mă întreabă în continuare lucruri legate de această carte. Și ca să revin la ceea ce spuneam la începutul acestui filmuleț legat de sursele de inspirație, Măștile Fricii este
o poveste inspirată din realitatea altora. Nu este povestea mea, eu am avut o copilărie fericită, am fost un copil foarte iubit și asta ca să răspund întrebării care mi se pune cel mai des, cât din această carte este ficțiune și cât este realitate. Mulțumesc foarte mult oamenilor care și-au făcut griji și au fost cumva îngrijorați de ceea ce aș fi putut eu trăi. Această carte a încurajat foarte mulți cititori să vină către mine așa cum te duci la psiholog. Alte ori am simțit oamenii venind spre mine ca la o prietenă, iar lucrul ăsta a însemnat enorm pentru mine și vreau să vă mulțumesc mult de tot, pentru că eu chiar prețuiesc fiecare părere a oricărui om care îmi scrie, a oricărui om care își face timp din viața lui și alege ori să-mi citească cărțile, ori să-mi dea un feedback. Sunt foarte, foarte bucuroasă că pot să țin legătura cu oamenii care citesc, cu cei care recomandă cărțile mele. Le sunt profund recunoscătoare. Vă mulțumesc! Însă cartea care m-a consumat cel mai mult este cea mai recentă carte a mea, Purgatoriul Îngerilor, o carte mărturie a lumii copiilor dispăruți. Am început practic această carte de 3 ori, dar nu m-am simțit capabilă să duc subiectul mai departe. Cei care au citit Vina ar trebui să știe că eu inițial am vrut să scriu o carte despre un copil răpit, iar vina ar fi trebuit să aparțină tatălui care a permis cumva să se întâmple acest lucru. Numai că vina s-a transformat într-o altă carte, s-a dus pe drumul ei, iar eu am rămas cu subiectul ăsta în minte și m-a urmărit foarte mult. Tocmai de aceea, cea de-a doua carte ar fi trebuit să fie Purgatoriul Îngerilor. M-am apucat de ea, însă nici de data aceasta nu m-am simțit suficient de pregătită pentru a o scrie. Mai mult decât atât, în mintea mea și-a făcut loc cu multă dibăcie Emma, personajul principal din Măștile Fricii. Pur și simplu m-am trezit într-o dimineață cu aceste vorbe în urechi. Ziua cea mai fericită din viața mea a fost nu cea în care m-am măritat sau cele în care s-au născut copiii mei, ci aceea în care a murit tatăl meu. Iar eu de aici știam că trebuie să-i fac povestea Emei. Dar să revin cumva la Purgatoriul Îngerilor. După ce am scris povestea din Măștile Fricii, m-am întors cu toată puterea mea la această carte, pentru care m-am documentat foarte mult și pe măsură ce mă adânceam în povești, mi se părea că e și mai greu să o scriu pentru că toate poveștile erau atât de tulburătoare încât nu știam pe care să o aleg. Nu voiam nici să încarc foarte mult cartea pentru că îmi dădeam seama că dacă pentru mine este atât de greu de dus, probabil așa va fi și pentru cititor și nu voiam neapărat să fac lucrul acesta. Ce m-a uimit cumva la această carte este că ea a declanșat în cititori diverse reacții. Pentru mame, mamele au simțit deseori nevoia să-și îmbrățișeze copiii și să se simtă recunoscătoare pentru că iau aproape, pentru că sunt sănătoși, sunt în siguranță lângă ele. Unele dintre ele mi-au spus că au citit cartea cu un ochi la copil, cu unul la carte. De unde știu asta? Exact de la mame. Și lucrul ăsta, din nou, m-a făcut să mă simt privilegiată că pot să aflu exact de la cititor felul în care au perceput ei această carte. Pe de altă parte, au existat cititori care mi-au spus că pur și simplu cartea asta l-a deschis ochii și a făcut să privească altfel realitatea, să se uite altfel la copiii străzii, la micii cerșetori, cu mult mai multă îngăduință, fără să-i mai judece atât de mult,
și să se gândească mult mai mult la poveștile care i-au adus acolo în stradă. Pentru că, de fapt, fiecare copil ajuns în stradă sau copil care este nevoit să cerșească și să ducă o luptă aprigă pentru supraviețuire în fiecare zi, are o poveste tragică în spate. Am vorbit foarte mult despre acest subiect, cel al copiilor dispăruți. Chiar și în toamna anului trecut am avut un discurs la TEDx despre asta. Și vreau să vă spun că după această carte mi-a fost foarte greu să mai scriu ceva, pentru că simțeam că sunt încă prezentă în mijlocul acelor copii. Mai mult decât atât, aveam cumva sentimentul că a rămas ceva neterminat. Chiar și acum, de multe ori simt că trebuie să se mai întâmple ceva cu cartea asta sau cu subiectul, nu știu. Probabil că atunci când va veni un moment potrivit, voi ști exact ce e de făcut. Așadar, celor care mă întreabă când va apărea o nouă carte, le pot spune doar atât că, în sfârșit, eu m-am putut întoarce la scris, că scriu. Și sper ca în curând să fie gata și cea de-a patra carte. Nu vreau să mă grăbesc, vreau să fie gata atunci când simt că am făcut tot ce se poate pentru ea. N-aș vrea să vă ocup foarte mult timp, aș vrea doar să vă spun că eu cred cu tărie că o carte trăiește atâta timp cât e citită de oameni. Ea trăiește prin cititorii ei. Așa că eu vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult celor care m-ați citit, celor care poate mă veți citi, și aș vrea să le trimit un gând bun și o îmbrățișare tuturor celor care iubesc cărțile. Pentru că eu cred că lectura este un mod foarte frumos de a trece prin viață. Așadar, vă mulțumesc tuturor și vă urez lecturi plăcute. Vă pup!